găsit videocetul Realitatea.net Live, prima ediție la Realitatea TV. Este o emisiune în care l-avem invitat pe primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu. Vă spunem ceva mai devreme în direct la Realitatea TV. Aștept întrebările voastre pentru primarul general al Capitalei pe realitatea.net/videocet. Dacă sunteți acolo, puneți întrebări, primarul vă răspunde. Bun găsit, domnule primar! Sărut, bună, domnule! Întrebările au început să curgă deja și primele sunt legate de trafic. Tot ce se întâmplă, ce se întâmplă din cauza primăriei, domnule. Nu știu dacă e din cauza primăriei sau nu, ideea este că... De dimineață până seara, în zile obișnuite. Astăzi pornim cu o veste la drum și anume că se blochează în zona pasajului Basarab, două bucăți de arteră, da, se deviază circulația... Da, domnule, dinspre venirea, dinspre sau urcarea către Vasile Milea și venirea către Orhideelor, pentru că au demontat tablierul peste Dâmbovița. Cât vor fi blocate cele două artere? Ei au cerut 6 luni de zile. Eu mă îndoiesc că vor ține asta pentru că să-mi iau un corci, o să mă mut acolo lângă ei, că n-am ce să fac, doamnă. Nu poți să faci omletă fără să spargi ouăle. E impresionat dacă stați în cort. Credeți că o să lucreze mai bine? Nu o să mai joace tablă în pauza de masă? Se pare că da. Am prins deja modul de a comunica cu constructorii și se pare că le face și lor plăcere. Mă rog, cât le face plăcere. După aia o să fie mai greu. Ne întreabă Alexandru, de exemplu, sector 6, cartier Giuleș-Sârb, se fac lucrări de către o firmă, lucrări de înlocuire a vechii canalizări. Când vor fi terminate? Sunt o mulțime de întrebări de genul ăsta. În sectorul 2 se asfaltează străzi care nu au nevoie de reparații. Se întâmplă așa ceva? Am să încerc să răspund pe rând. Giuleș-Sârb face parte din programul Băncii Mondiale, numit B3, da, pentru că nu au canalizare. În urmă cu 12 ani s-a pus o țeavă din aceasta de canalizare care în momentul respectiv ea nu se vărsa nicăieri. Și în momentul ăsta ea este o hasna imensă. Am văzut ce se întâmplă la inundația. Și atunci, exact, și faptul că pământul este subdenivelat față de restul Bucureștiului, acolo este zonă inundabilă. Deci, undeva spre sfârșitul anului, eu doresc ca acel cartier să aibă apă canal. Mi-ați promis, scrie Dumitru, reabilitarea parcului din calea Ferentar numărul 12. Vă țineți de promisiune? Eu mă țin de promisiune. A fost respins odată de către Consiliu. Nu au fost de acord cu sumele prevăzute pentru reabilitarea parcului. Au intervenit în sensul că nu putem să facem numai un parc de dragul parcului, ci ne-am gândit și la ideea de a avea totuși o serie întreagă de puncte de atracție pentru copii. Altfel n-ai cum să aduci și să cointeresezi părinții din drumul taberii. Știm că București până acolo... în general stă prost la capitolul spații verzi. Absolut. Ideea, în schimb, este nu de a te plimba și de a contempla, ci a găsi totuși copiii obiectul muncii. Ce se întâmplă cu străzile care sunt asfaltate, deși nu e nevoie de lucrări de reparații în sectorul 2? Nu știu dacă nu este nevoie de asfalt. Eu spun că este nevoie de asfalt pentru că sunt străzile care au fost reabilitate de către APA Nova împreună cu primăria sectorului 2 și au fost lăsate așa. Adică acelea străzi de pământ. Și primăria Capitalei are o stradă acolo, este vorba de profesorul Mihai Ciuca, așa se cheamă strada, care în săptămânile următoare intră în reabilitare apă și canal. Nu mă întrebați de ce e a primăriei generale, că habar n-am, vine de undeva din istorie. Eu am descoperit-o, am căutat-o până am descoperit-o. Așadar, cetățenii de acolo vor avea apă canal, au apă canal majoritatea în acest moment, iar acum urmează reabilitarea străzilor. Lângă ea se adaugă și 131 de străzi care au intrat în reabilitare cu covoare asfaltice datorită programului de întreținere a străzilor. O altă întrebare. Se asfaltează și după iarnă străzile sunt pline de gropi și au nevoie din nou de reparații. De ce se lucrează așa de prost? După iarnă, păi, am constatat și eu cât de prost se lucrează și atunci... Ați amendat firme până acum? Da, domnule. Da, total 24 de milioane de euro au rămas în visteria primării. Și firmele acelea au mai câștigat licitații să mai asfalteze alte străzi? Nu, doamne, ele au un program și acum am o unitate mobilă care imediat după ce a terminat asfaltarea vine și aprobe de acolo.
Avem întrebări, colegii ne anunță că au sosit, apropo, puteți să puneți întrebări și prin intermediul telefonului mobil, realitatea.mobi, puteți să înregistrați acolo mesaje și le vedem aici la videochat. Întrebările vin și pe realitatea.net/videochat. Ce se întâmplă cu utilitățile în cartierul Anelea Aricoandă? O problemă Doamna, anul foarte trecut, mare. Anul trecut au fost prinse în buget cu 1000 de lei. Adică a fost așa un fel adică de bășcălie. Adică de 1000 de lei ce se face? Păi despre asta era vorba. Te duci cu mașina odată și schimbi după aia piesele? Există o hotărâre de Consiliu de la începutul anului acesta care spune că 3/4 din bani îi dă Consiliul General, iar 1/4 din bani sectorul 1. Hotărârea atacată de către domnul primar Chiliman, care a spus că nu are bani pentru această zonă. Om, să o lămurim până la sfârșit. Cartierul ăla nu poate să rămână fără utilități. Știți că din sunt oameni care au plătit acolo casele, de ei deja plătesc rate. Plătesc, domnule, eu n-am nicio vină. N-am spus că aveți o vină, nu. Dar e o situație pe care trebuie să o gestionați. Asta nu cred că oamenii aia vă iubesc. Eu nu cred că ei știu cine e de vină sau nu. Știu că primăria nu le asigură o utilitate. Sunt de acord, am să-i las în așa neștiință și să mă înjure până când vor fi gata utilitățile, după care o să mă aduleze. Pentru că am și pentru ce? Doamne, să construiesc cartiere ANL s-au construit fără niciun fel de programare, fără niciun fel de coordonare cu rețeaua de apă, da? Bun, înțelegeți că sunt niște eforturi pentru a putea și trebuie să înțeleagă și oamenii. Oamenii înțeleg mai puțin chestia asta, că de 3 ani de zile stau fără rețea de apă și canal. În sfârșit, o să-i dăm o rezolvare și acestui lucru. Comentarii după răspunsul dumneavoastră, știți care e? Că aruncați pisica moartă în curtea altora. Nu arunc în curtea altora. I-am spus foarte clar. N-au decât să mă înjure pe mine până când o să pot să rezolv. Eu am răspuns la întrebarea de ce nu e apă și canal. Ce se va întâmpla cu parcul pe care l-ați promis pe Splaiul Independenței? Acela cu căprioare, ne scrie Sasha. Da, am început să fac demersurile necesare ca să pot să trec la municipalitate toată zona de pământ de acolo. Sunt câteva retrocedări de care vin din istorie. Am intrat în discuții cu cetățenii pentru a putea cumpăra acele parcele și a-l face... E vorba de esplanada. Ce se întâmplă cu proiectele pentru tineret? Ne întreabă mai mulți. Proiectele pentru tineret, ele se desfășoară de un an de zile, doamne. Tot ce a însemnat parte de act de cultură sau tot ce a însemnat parte de locuire a complexelor studențești, am să vă rog să mergeți în Grozăvești să vedeți cum arată complexul studențesc. Acum mă mut în regie. Tocmai ce am dat unul la știre acum 2 zile, i-a căzut tavanul. În casă. Nu, eu vorbesc de afară. Eu vorbesc de afară. Afară nu i-a căzut calcanul, vă spun eu precis. Ce se întâmplă cu străzile care nu au utilități? Știți că am văzut o mulțime de proteste, cel puțin aici, în zona de nord a Bucureștiului. Era vorba de prima întrebare cu care am început, era vorba de străzi. Revine întrebarea. Era vorba de B3. Da, îi asigur pe oamenii ăștia că vor avea utilități până la sfârșitul anului. Câinii maidanezi, o veșnică problemă. În drumul taberei sunt haite care ne atacă, primăria nu face nimic. Și nu numai în drumul... Da, e foarte simplu de spus, nu face nimic. Ideea este următoarea, doamne. Ideea este că am dat la gata aproape, spun aproape pentru că trebuie să primească permisiunea, un adăpost de câini care este situat în comuna Mihăilești. Și surprise, după ce au venit veterinarii, direcția veterinară a județului Giurgiu, mi-a explicat că mai mult de 500 de căței acolo nu pot să bag. O să bag 500 de căței și o să continui cu aceste adăposturi. Costurile, în schimb, sunt foarte mari. De ce mașinile de gunoi curăță străzile dimineața când e trafic și nu noaptea? Mașinile de gunoi încep să, operatorii de gunoi încep să spele străzile din ordinul meu odată cu luna aprilie, cu jumătatea lunii aprilie, spală străzile și de 2 ori pe lună se spală și trotoarele cu detergent, așa cum am stabilit. Dimineața înseamnă 5:30. La ora 7 nu mai este nicio mașină de gunoi pe stradă, pe străzile mari. Or fi fost niște rătăciți întârziați care nu, au urcat Nu, se trafic. Poate întâmpla altceva, să le fi văzut în dimineață mai târziu, mai târziu însemnând ora 8, este vorba de sâmbătă și duminică. O să fac poze, ne promite cel care ne urmărește și ne-a pus întrebarea. Dar foarte bine face, unde că mă ajută pe mine. Unde trimite? La primărie, să le trimite la mine.
le poate posta pe site-ul primăriei? Da, nu cont numai că poate să le posteze, poate să mi le și aduc. A, el le face cu telefonul mobil. Da, mi le postează pe site. De ce străzile sunt spălate cu apă murdară din Dâmbovița? Nu am văzut chestiunea asta, e o chestiune de informare. Eu nu cred, pentru simplu motiv că n-are cum să-l spele cu apă din Dâmbovița. Știți câți tineri sunt acum alături de noi? Sunt o mulțime care ne întreabă, eu ce fac mâine? Mă duc, dau teză sau e grevă? Dumneavoastră ați vorbit cu profesorii de când au problemele astea, ce se va întâmpla? Eu am vorbit cu profesorii și au sindicatele lor. Eu, sigur, pe mine mă întreabă întotdeauna cum stăm cu reabilitarea școlilor pe programul BEI și, în general, partea de curățenie. La partea de curățenie constat că de 4 luni de zile sunt mulțumiți. Care e cea mai mare mulțumire de când ați preluat cea mai mare realizare? S-a ridicat puțin, o spun fără falsă modestie, calitatea curățeniei și a disciplinei în marile intersecții. Nu mi se datorează mie, mi se datorează inteligenței deosebite a șoferilor aia năbădăioși care lăsau mașina pe trecerea de pietoni pentru că n-aveau loc unde s-o pă. O idee. De ce nu scutiți de taxe pe cei care adoptă câini vagabonzi? Nu există niciun fel de taxe. Mai mult decât atâta, legea... Nu știu, un impozit pe legea casă. Nu-și mai plătește impozitul dacă adună de pe stradă câinii. Păi, doamnă, problema mea e că nu-i adună. Problema mea e că îi iau, că îi sterilizez și îi întorc la bloc. La bloc semnează un responsabil, Vasile Pocreacă, după care responsabilul nu-și mai asumă acest lucru, iar căței, din cauza că sunt nehrăniți, pleacă de acolo și încep să umble în haită. Și se întâmplă ce se întâmplă. Explicații avem toți. Lumea vrea să vadă rezultate, nu explicații. Vrea să vadă rezultate. Sunt zeci de postări legate de... Sunt convins, domnule. Sunt convins și pentru mine reprezintă o problemă deosebită și pentru tot ce înseamnă aparatul primăriei. Sigur că la numărul mare de căței să uite la urechile lor, să vadă că majoritatea sunt sterilizați. Dar asta nu asigură, doamne, nu este o soluție. Sterilizarea nu te scapă de mușcătură. Nu este o soluție. Nu spun, din cauza iubesc animalele, credeți-mă. Doamne, da. Și eu am 3 căței, da. Ce se întâmplă cu... Cât costă un kilometru, reabilitarea unui kilometru de stradă în București? Cam care sunt prețurile? De stradă sau de bulevard, doamne? Că este o deosebire... Păi dați-ne pe amândouă. Aici întrebarea e adresată cu stradă, da. Doamne, o stradă obișnuită cu tot ceea ce înseamnă, tot ceea ce înseamnă infrastructură și asta mă scoate la aproape 1 milion de roni. O stradă obișnuită cam în jur de 500-600. 1 milion de roni se duce undeva la 10 miliarde. Ce se întâmplă cu centrul istoric? Încă o dată, cu tot, cu infrastructură, cu trotuare, cu lumină, cu tot. Ce se întâmplă cu centrul istoric? Doamne, în centru istoric am adoptat alte măsuri decât au fost până acum. Toată lumea era înclinată de 18 ani să facă o serie întreagă de organizații care să se ocupe de centru istoric și am constatat că ele nu funcționează. Am constatat că timp de 18 ani s-au băgat în centru istoric 42 de milioane de euro și nu se vede. Și atunci am făcut în felul următor. E o firmă care lucrează acolo de 3 ani de zile, reziliez contractul pe cale amiabilă, spun pe cale amiabilă pentru a nu pierde timpul în justiție și am cerut aprobarea Ministerului de Finanțe de a face încredințare directă, strada și firma, în așa fel încât să pot să termin străzile. Clădirile, am 44 de clădiri ale primăriei, sau cel puțin erau, spun erau că m-am învățat să nu mai spun am, pentru că simplu motiv văd că câteodată constat că între timp au mai vândut unii în dreapta și în stânga, să le dau în concesiune în așa fel încât să pot să le refac fațadele. Pentru cei care stau, care au proprietate în centru istoric, m-am adresat Parlamentului cu un proiect de lege pentru preluarea temporară a proprietății. Este o lege care acționează și în capitalele de largă respirație democratică. Sper în felul acesta să pot să reușesc să dau fața pe care trebuie să o aibă centrul istoric și utilitatea lui.
tinerii întreabă ce se întâmplă cu rolele în parcuri, cu bicicletele, pistele meargă, de bicicliști. Au voie să meargă cu rolele în parcuri, au voie să meargă cu bicicletele. Este modificată hotărârea de Consiliu, va intra acum în luna mai, pentru că atunci când au fost interziși în sectorul 3, în parcul Alexandru Ioan Cuza, probabil din prea multă devoțiune, Poliția Comunitară a sectorului 3 a interzis accesul lor, însă sigur nu oriunde, ca să nu se producă accidente. În privința pistelor de bicicletă, numai departe de săptămâna trecută, am avut o ședință cu toți ce reprezintă factori responsabili, inclusiv ONG-uri, omorim cu 6 km în parcul tineretului. Am mai văzut alte întrebări trimise de cei care ne urmăresc în acest moment. Se mai construiesc locuințe pentru tineri? Da. ANL-ul are două dezvoltări din asta. Una este gata undeva între Domne și intrarea în București. Și despre câte locuințe e vorba? E vorba, acolo era vorba de aproape 1000 de apartamente. Am înțeles că vreo 300 sunt gata, sunt la gata și sunt și ocupate de către tineri. Rămân celelalte blocuri până la suma de 1000. Noi am terminat construcția a 200 de apartamente. Le vor primi cei aflați în situații de urgență și cei evacuați pe legea 10. Alea Orhideelor, când se deschide? Apare întrebarea asta de 40 de ori până exact acum. În momentul când s-a pus tablierul peste podul Dâmbovița și se face legătura, eu sper cât mai curând. Nu mai dau date pentru că de obicei constructorul le respectă mai puțin. Dar să fie convinși că odată pornite lucrările la Basarab după toată vânzolea asta, lucrurile nu o să mai rămână așa și nu o să mai trenesc. Locuiesc în Germania. Când o să arate și străzile din București la fel ca acelea din Germania? Ne scrie unul. Probabil că la sfârșitul mandatului meu o să arate exact ca alea din Germania și nu este nicio laudă. Este devoțiunea constructorilor care vor să facă un București minunat. Iar dacă ei mă mint pe mine, nu rămâne decât să le dau câteva așa peste ceafă ca să și fac. Pentru realizarea parcărilor dintre blocuri, se pot tăia pomii din zonă? Nu, pentru că de obicei sunt locuri virane fără pomi. Deci nu e nevoie să taie niciun fel de pom. Parcarea e clar o problemă în București. Da, păi pentru asta acționez pe trei direcții. Una care este sunt? Parcarea dintre blocuri și anul acesta avem în program 21 de parcări între blocuri. Dați-ne câteva locații. Păi câteva locații. Păi haideți să vedem așa. Or să fie pe mașina de pâine, o parcare de aproape 3000 de... Nu-i niciun pom acolo în jur. Este o parcare dintre blocuri. Or să fie la blocurile de la Piața Muncii. Or să fie în spatele blocurilor de la Piața Alba Iulia. Și multe altele. Adică concentrările mari de... Vor fi parcări de 2 sau de 3 etaje, doamne. Nu sunt parcări. A doua dimensiune sunt parcările subterane. Din 19 parcări încep 9 anul acesta. Sunt făcute în parteneriat public-privat, iar a treia dimensiune sunt parcările de descurajare, dar nu vorbesc decât de o singură parcare de descurajare situată în nord, la terminalul tramvaiului 5. Vedem și în imagine aici o mulțime de lucrări care sunt pornite. Acum e vorba de zona pasajului Basarab. E pasajul Basarab. Pe lângă lucrările la străzi, pe lângă construcția de locuințe pentru tineri, pe lângă o întrebare care vine în mod repetat, ce se întâmplă cu tezele, ce se întâmplă cu tezele, până la urmă va trebui să urmărim ce anume stabilesc sindicaliștii, le spun... Este discuția de la exact, guvern. Exact, este o discuție care are loc între Ministerul Educației și sindicaliști la guvern. Vom urmări ce se întâmplă și o să aflați asta de pe realitatea.net sau Realitatea TV. Dar ce se întâmplă, de ce este distrus Parcul Tineretului? Iarăși o întrebare care apare de prea multe ori ca să o ignorăm. Distrus în ce sens, doamnă? În Parcul Tineretului nu s-a făcut, în afară de construcțiile acelea din situate în zona de nord, făcute în anul 2003-2004 în urma unor retrocedări,
nu există niciun fel de construcție. Există, în schimb, desființări pentru o serie întreagă de construcții temporare din asta ilegal. Cum a fost și în Parcul Herăstrău. Și mai sunt încă, doamnă, și în Parcul Tineretului. Urmează alte demolări? Da, doamnă. Cât aveți, câte locații de genul ăsta? Până la respectarea legalității, doamnă. Ce se întâmplă cu... Odată într-o emisiune am vorbit de 78 de hectare. E bine, nu sunt 78 de hectare, sunt mai multe. Altă întrebare, iată, o vedem și pe ecran. Când vom avea toalete publice? Avem toalete publice, doamnă, numai că aici a cunoscut... Sunt neinspirat poziționate. Nu. Am reale probleme cu devastarea lor. De exemplu, în București, în momentul ăsta când stăm de vorbă, sunt 650 de toalete poziționate. Începem să trecem la o fază superioară a calității acestor. Se aplică aproape 1 milion și ceva de proceduri de curățire, inclusiv sâmbăta și duminica. Nu sunt cele mai fericit construite și au o serie întreagă de dizabilități. De exemplu, persoanele cu dizabilități foarte greu pot să le accesezi. Deocamdată am început să le schimbăm în parcuri și în zonele de concentrație civică cu ocazia spectacolelor și a celorlalte. Văd că cei care ne urmăresc nu ignoră nici partea, să spunem, politică, deși sunteți nu faceți parte din niciun Doamne, partid. Sunt independent. Dar vă mențineți, ne întreabă unul dintre cei care nu știu, vă mențineți afirmația acum că nu veți candida la prezidențiale? Da, mențin această afirmație și mă bucur că mi-a pus întrebarea asta, sau cel puțin m-a întrebat dacă mă mențin, pentru că încet, încet, toată lumea ajunge la vorbele mele. Am văzut și eu cum partidele, unele dintre partidele politice, chiar dacă nu sunt în opoziție, folosesc acea formulă decopită a politicului peste administrație și peste celelalte domenii, care lasă o amprentă groaznică. Să ne înțelegem, doamnă, eu nu contest existența partidelor. Nu există democrație fără partidul și fără clasă politică. Da, doamnă. Pentru că, după părerea mea, odată cu schimbarea democratică a puterii, apare ministrul care este politic, apar secretarii de stat care sunt politici, dar de la secretar general în jos, doamnă, rămân profesioniștii care conduc domeniile social-profesionale, doamnă, pentru că altfel creăm o nebunie generală și nu o să mai apucăm niciodată, o să facem reformă la dude. De fiecare dată când se schimbă puterea, vin unii care spun începem o altă reformă. Și uite așa e reforma lui Xulescu, reforma lui Grecescu și așa mai departe. Ce se întâmplă cu consilierii? Vă părăsesc, ne scrie un alt... Doamne, nu știu dacă este un element de importanță națională. Aș vrea să înțelegeți că oamenii aceștia au stat lângă mine și au făcut maorii și au făcut datoria, maorii pot să aibă și alte proiecte și pot să meargă și către alte zone politice, pentru că nimeni nu-i ține legați de această situație. Sigur că se face caz în jurul acestei chestiuni. Păi și... se face caz, că sunt anunțate dezvăluiri din partea domnului Adrian Tis, de exemplu, doamnă, pe surse, aștept apar cu interes această zonă de dezvăluiri. Nu am nimic a ascunde, doamnă. Și n-am avut niciodată nimic a ascunde. Dacă iar e vorba de cu fiecare plecare, nu înseamnă că pierd ceva din prietenia pe care le-am arătat-o acestor oameni și pe care le-o arăt în continuare. Sunt oameni care pe mine m-au ajutat, sunt oameni care au stat lângă mine, respectul meu pentru toate aceste lucruri, indiferent de abaterile unora de la chestiuni pur educaționale. Vin întrebări în continuare pentru cei care ne urmăresc, probabil nu de la început, revin parte din întrebări, așa că e bine să știți că în fiecare lună emisiunea începe de la ora 12, ține până la ora 13, așa că dacă sunteți interesat de domeniul respectiv, ar fi bine să ne urmăriți, pentru că chiar nu putem să repetăm o întrebare de 10 ori, dar... Ba totuși, da, mă verificați pe mine, doamnă, dacă să văd dacă răspundeți la normal fel.
Se va extinde rețeaua de metrou? Iată o altă întrebare. Asta să-l întrebe pe domnul Berceanu, pentru că metrou este la Ministerul Transporturilor. Când o să putem sta pe iarbă în parcuri? Și de mâine. Astăzi nu? Și de mâine, spuneam, pentru că nu am certitudinea că s-au scos toate plăcuțele alea. Sunt, că ne sifilitico... strângă spectatorii în continuare. Sifilitico-fantastice. Nu, da, am dat dispoziție de primar să le scoată pe alea aiuristice, comunisto, zăpăcitoare. Nu călcați pe iarbă. De ce nu puneți semafoare inteligente în toate zonele delicate din punct de vedere al traficului? Sunt semafoare inteligente, dar e adevărat că numai pe o axă de aproape 15 km care străbate București de la nord la sud. Altfel spus, 134 de semafoare. Ele ar trebui să fie 300 și ceva de semafoare ca să asigure un sistem minim. Iată că am început și construcția mai mult morală decât fizică, pentru că nu presupune schimbări deosebite de materiale de construcții, pe moșilor vechi, moșilor noi, Colentina până la Fundeni, unde începem să creăm culoarul unic. Asta va presupune pentru autobuze, pentru troleibuze, pentru tramvai, iar asta va presupune câteva modificări legate de Hristo Botev, moșilor vechi, Rosetti, care vor primi alte sensuri de circulație, adică sensuri unice. Alte întrebări, de ce nu avem transport în comun noaptea permanent? Avem transport în comun, însă vine la câteva ore. Veneau întâi la aproape o oră și ceva, acum cred că am reușit, deși după întrebarea asta nu mai cred, să poată să ajungă la 3/4 de oră. O să încercăm să privim mai cu atenție lucrul ăsta. Eu l-am privit pentru că erau fetele care se întorceau acasă de la servici în jurul orei 22. E adevărat că pe parcursul nopții sunt curse foarte puține sau în unele zone nu sunt deloc. De ce nu renovați clădirile vechi din București? O altă întrebare. Pentru că n-am bani. Pentru că n-am bani și anul acesta am angrenat pe fonduri de europene 6 clădiri, Observatorul Astronomic, Casa Cesianu, Calea Victoriei, colț cu Sevastopol, Vila Minaminovici și încă încerc, acum am făcut demersurile necesare pentru locanta care adăpostește Uniunea Scriitorilor, pentru că sunt case care poartă amprenta istoriei. Iar pe celelalte vreau să vă spun că sunt proprietăți. De obicei, proprietarii le lasă să cadă sau nu au posibilitatea, după care apar dezvoltările imobiliare. Acum nu mai apar de 6 luni de zile, de 5 luni de zile, dar asta nu înseamnă că pe viitor nu cum vor sunt? Mai... Dar pot fi ajutați sau sunt ajutați oamenii care locuiesc în clădiri care sunt declarate monumente istorice să și le repare? Păi, dacă sunt proprietari acolo, au obligația să și le repare. La noi în România toată lumea are drepturi, în România, dar în alte, nu obligațiuni. În alte țări, de exemplu, dacă nu ți le repari, ești amendat. Codul cetățeanului începe, codul proprietarului începe cu obligațiile pe care le are proprietarul față de comunitate. La noi e invers. Revenind la reabilitarea clădirilor, toată lumea e interesată ce se întâmplă cu clădirile care sunt șubre de clădirile cu buline roșie. Știm cu toții că avem sute, chiar peste 1000, se apropie de 2000 de clădiri doamna, sensibile la doamna, un eventual seism. Este următorul. Sunt 300 și ceva de clădiri care intră în, hai să-i spunem, în urgență maximă. Din ele, ultimii 18 ani s-au făcut 12, s-au consolidat 12 clădiri. Mai precis, 8. Anul trecut și anul acesta s-au terminat încă 4 clădiri. Deci sunt 12. Pentru anul acesta avem în momentul ăsta în lucru 3 clădiri, 3 blocuri mari de tot, care sunt în consolidare.
Avem actele pregătite, mă refer la pregătirea licitației și începem licitația pentru construcția acestor bloc, pentru că consolidarea nu este apetisantă pentru niciun fel de constructor, dar acum iată că din cauza crizei pot să vă spun că am avut anchete la Realitatea TV cu un bloc de pe Magheru care a fost destul de apetisantă pentru un constructor. Unul din, numai într-un imobil cu 6 etaje s-au băgat vreo 30 de kilometri de fire electrice. Deci, cred că... Doamnă, eu vă spun după ce constat pentru faptul că până acum mai vreo 3 luni, 4 luni de zile, să știți că puțini erau cei care se prezentau la aceste licitații. Chiar foarte puțini, îndrăznesc să spun. Bun, spuneam că am 10 care vor intra în lunile următoare în construcție efectivă și mai am pregătit un pachet de 13 lucrări, mă refer la proiecte, făcute cu Proiect București, pentru luna lui septembrie. Sunt 23 în total. Și cu cele 12 suntem în acest moment în direct și pe Realitatea, să știți, ne urmăresc. Sunt multe, sunt puține, nu știu să vă spun. În orice caz vreau să vă spun că au acordat o atenție mult mai mare decât au acordat-o până acum sau decât o acordă în această situație. În următorul an, puteți să ne dați o cifră, câte clădiri vor fi reabilitate? Domnule, în următorul an, până la sfârșitul următorului an, aș dori să realizez cifra de 50 din 300. E prea puțin, doamnă. Să discutăm aplicat pentru cei care locuiesc în astfel de clădiri care sunt sensibile la un eventual seism. Da, doamnă. Cât costă reabilitarea unui metru pătrat? Aveți cu siguranță aceste cifre? Doamnă, cam în jur de, nu un metru pătrat, în un apartament de două camere sunt calcule aproximative, pentru că blocurile au vechimi diferite și așa mai departe, dar undeva media se duce la două camere, un apartament de două camere se duce undeva la 10 până în 13.000 de euro și nu 30-40.000, așa cum au scris de multe ori în presă. Deci între 10.000 și 13.000 de euro. 25% plătesc dânsii, restul plătește guvernul și primăria. Bun, și dacă oamenii nu o să plătească nici acel plătesc procent de 25%, rate, plătesc în rate în 15 ani, în dobândă? 20 de ani. Doamne, nu știu, păi, e ca la bancă, vă întreb, pentru că omul își calculează fiecare bănuț, mai ales pe criza asta. De acord, numai că asta fiind o lucrare de stat, nu cred că primește dobânda pentru bunuri casnice sau pentru articole de lux, mașină sau... Ați dat amenzi firmelor care lucrează la reabilitarea seismică? Infrastructurii? Nu, mă refer la cele care au făcut până acum și puținul acela de blocuri. A fost vreo firmă amendată pentru vreo neregulă, pentru vreun deviz umflat, pentru... Nu, doamnă, de obicei ăștia nu se joacă, vorbesc foarte serios, ăștia nu se joacă pentru că nici constructorul nu se joacă și pe lângă corpul de control și inspecția primăriei, ei sunt supravegheați de către Proiect București și sunt supravegheați de către Inspectoratul de disciplină în construcții, doamnă, IGESICU, și asta care nu dă niciun fel de viză dacă constată o serie întreagă de abateri de la modul de a consolida. Întrebările continuă să vină pe realitatea.net/videochat. Și o să răspund. Și oricum o să avem grijă să ajungă, e clar că nu puteți răspunde la toate în acest moment, dar o să ajungă toate la dumneavoastră. Una care mai profesați ca medic? Iată, e momentul acesta pe... Da. Da, însă am ajuns să o fac ca hoții aia, să nu apară ideea că mă duc să fur meseria, nu să, pentru că am mai avut o serie întreagă de prieteni care au înțeles foarte greu că programul meu e de 25 de ore și au spus că mi s-a suit la cap, că așa fac eu pe nebunul și atunci am încercat să împac și e adevărat, foarte, foarte rar. Autostrada suspendată. Da, unul dintre pacienții l-am astăzi pe masă după amiază, a insistat, mi-a dat 3 telefoane dimineață, mi-a spus că mă așteaptă, așa că... Păi vă țin pumnii să terminați repede și cu bine operația. Lui, doamne, că eu i-am spus pe telefon că operația am mai făcut-o de 4 ore, 5 ore mi-a reușit și mie. Da, n-a ce dat. Umor negru, poate să uită am și glumit, se răzgândește. Am glumit. Nu, că știe de glumă. E vorba de Doru Braia, doamnă. Și ăsta știe de glumă. Mie coleg din clasa 1. Oprescu vrea să lase Stadionul Național fără acoperiș. Ce se întâmplă cu Stadionul Național? Nu, Oprescu nu vrea să facă întâi acoperișul și după aceea stadionul.
Deci, stadionul național, tribunele sunt acoperite, domnule. E vorba de acoperișul pentru teren. S-au mai cerut încă 11 milioane pentru acest acoperiș și altfel de la 130 de milioane de euro, stadionul ajunge la 146 de milioane de euro. Doamne, eu nu pun carul înaintea boilor. Eu vreau să văd că se construiește stadionul efectiv și nu numai discuții, ci și vizite la ei, slavă Domnului, cu o urmărire atentă și că ei se încadrează într-un grafic de construcție și vom discuta și despre acest acoperiș când va fi caz. Revenind la autostrada suspendată, că e leitmotiv aici pe videochat. Ce se întâmplă cu autostrada? A doua grupare mare de firme din acestea din străinătate, diseară la ora 8, la ora 6 am înțeles că pun roțile la otopeni și începem discuțiile de noapte din cauza că... E vorba de sponsor pe care îi căutați? Nu e vorba de sponsor, pentru că nimeni nu-ți dă pe ochi frumoși sau nu poate să sponsorizeze o sumă de până la 1 miliard de euro. Deci este vorba de un parteneriat din acesta public-privat prin care el își va recupera banii ăștia, bani pe care eu nu i-am la primărie în acest moment. Când o să pot umbla prin București fără să-mi fie teamă de hoți? Când o să mai existe hoți? E, niciodată. Nu-i chiar așa, domnul. Nu-i chiar așa. De exemplu, la parcuri am încercat să întăresc poliția parcurilor cu poliția călare. O să încerc să... Păi și câți polițiști călare sunt? Păi suficienți ca să nu mai îmi facă distrugerile alea pe care mi le fac. Odată cu venirea primăverii și a verii, că pot să vorbesc la 22 de grade, constat că seara nu se mai au scăzut întâmplările infracționale din parcuri. Mă rog, aștept sfârșitul acestei luni ca să trag primele concluzii. Cum putem afla detalii despre competențele spitalelor din București? E acea veșnică, mă rog, finalizată într-un fel, dispută cu preluarea spitalelor. Doamnă, administrația spitalelor se montează acum într-o locantă și, la fel ca oricare administrație care se respectă, își face site-ul cu toate informațiile necesare pe care cetățeanul le găsește acolo legat de cele 18 spitale pe care le-am preluat. Stadiul în care le-am preluat, pentru ca să poată să facă o comparație peste luni. De ce încă există căruțe în București? Nu există căruțe, pentru că colorat. Încă, da, ăștia le-au mai reparat și le-au întreținut. Păi nu sunt confiscate? Nu, cred că au existat momente când ele au fost confiscate și nu cred că cădem în chestia aia cu 1955. Nu știu, eu am auzit de ea că atunci n-aveam decât vreo 4 ani de zile și nu conștientizam chestiile astea când apăruseră tractoarele și să lăsăm caii sau să-i facem să nu mai trăiască. Căruțele probabil că sunt la margine de București și vorbim de marginea de periferia Bucureștiului, pentru că, în general, transportul materialelor de construcție se face cu mijloace auto în București. Vor rămâne în continuare o pată de culoare, sunt convins. Andrei din București, domnule Oprescu, la Facultatea de Agronomie se lucrează de un an și ceva, fără niciun fel de autorizație, a rămas blocat cu mașina acolo de 2 săptămâni. Trimiteți un control acolo, e un dezastru ecologic. Ce se întâmplă la Facultatea de Agronomie? Nu știu, cred că se referă la câteva construcții pe care le-am văzut și eu în zona lui Mărești, cu fața către expoziție. O să fac exact ce mi-a spus. Nu știu mai multe amănunt. Sunt în curtea Facultății de Agronomie, așa este. Cei 590 de inși de pe lista de autorizații de taximetrie, când ne dați aceste autorizații? Păi, după cum bine știu, fraților, între ghilimele, firmele, au acționat în justiție hotărârea mea de a primi toți licențe. Pentru acest lucru încercăm să schimbăm hotărârea de Consiliu care vorbește de necesitatea acordului asociațiilor profesionale pentru că este un exces. E un exces de lege pentru ca ei să poată să-și primească licență. Revenim la partea politică. Mihai ne întreabă, sunteți de acord că Băsescu nu are contracandidat pe măsură?
Da, sunt de acord că domnul Băsescu nu are contracandidat pe măsură. Dacă asta îl ajută cu ceva... Era o curiozitate a telespectatorilor. Da. Băsescu e bine pregătit după 4 ani de zile. Mai ales să mai ia încă 4. Dar dumneavoastră la primărie mai luați 4? Mai, eu vorbesc de 12 ani la primărie, ca să ne înțelegem. Sigur, dacă mă va vrea populația, pentru că ăsta este și motivul pentru care nu m-am dus la cursa prezidențială, doamnă. Și nu m-a crezut nimeni. Așa v-ați comandat cum vreun sondaj acum, în ultima perioadă? Da, un sondaj pentru care să vă arate cam cum stați comparativ cu momentul preluării mandatului și cum stați. Încrederea este mai bine sau mai rău? Mai bine, este mai mult mulțumitoare. Da, domnule, pentru că lumea a văzut că să începe să se schimbe câte ceva în viața lor. Puțin, foarte puțin. Foarte puțin, dar să mă înțeleagă și pe mine că nu pot peste noapte să repar o serie întreagă de promisiuni deșarte care 18 ani de zile au fost administrate cu lingura cea mare. Da? Asta este. Lingura cea mare sau lingura cea mică? Cu bugetul de la RATB. Dați-mi și mie, vă rog frumos, un răspuns. Ce se aude cu bugetul de la RATB? Ce cu bugetul de la RATB? Nu știu, ne întreabă. O fi vreo problemă, trebuie să investigăm. Nu, doamnă, a fost o problemă. Ideea că directorul general nu propusese premierea de Paști pentru asta. S-a rezolvat. Am găsit câteva posibilități, am avut discuții și cu sindicatele, dar de obicei lucrurile astea mie nu-mi place să fie în forță și făcute, pentru că pe mine nu mă impresionează. Oamenii, în schimb, au fost civilizați și am putut să purtăm o discuție normală. Vine un străin în București și vrea să viziteze. Cum află el ce-i de văzut în București? Doamna, întrebându-și prietenii. Vrem să deschidem jos un punct de informare, nu e suficient, dar este un început, pentru că coconițele alea de la departamentul de turism, mai precis băieții, nu coconițele, băieții au uitat ce au de făcut în ultimul timp. Vrem să deschidem un punct de informare în pasajul universității, să refacem harta turistică a Bucureștiului și să începem cu tururile acelea de autobuze decapotate în București. E adevărat, s-au găsit mulți cretini care să-mi explice cum sârmele sunt așezate la de-asta și că se depășește cu 2 cm din cauză. Nimic, i-am pus să desumfle roțile la mașină ca să nu cumva să-l agățe vreo sârmă în București. Apropo de cum stau firele și cablurile, cu siguranță ați văzut acei stâlpi care sunt în zona Pieței Romane. Doamnă, mă lupt. În Beirut am mai văzut așa. Am reușit ca 23 de străzi care sunt adiacente marilor bulevarde care au rețea de canalizare pentru aceste lucruri să le introduc în aceste canale. Restul este un război continuu cu operatorii de cablu. Apropo de proiecte, planuri, faceți ceva cu teatrul de vară care există lângă sala polivalentă. Știți ceva despre acest teatru de vară, ne întreabă Nicolae? Nu știu despre teatru din polivalentă, știu de teatru de vară care începe să funcționeze din parcul Herăstrău, pentru că m-am ocupat într-un fel direct de acest lucru. Dar am să mi-l notez și am să văd ce se întâmplă. Am vorbit despre ce se întâmplă în Străulești, totuși ar trebui să mai repetăm o dată când se termină acolo lucrurile de canalizare. Nu, doamne, când începe. Nu, când se termină, că de început am văzut că ies în stradă, că nu începe, dar totuși se va termina. Am spus-o de 2-3 ori, sigur au deschis mai târziu, până la sfârșitul anului, străzile principale din Străulești și au drenajul necesar, apa și canal. Întrebări din ce în ce mai variate sunt, de exemplu, când va fi gata pasajul Băneasa? Am văzut că se lucrează intens acolo. Este construibil de către Ministerul Transporturilor. Da, dar vă jenează într-un fel, cu siguranță că știți. Ne jenează pe toți, doamnă, dar eu am apărut și pe tablourile alea prin care îmi cer, pe panourile alea prin care îmi cer scuze. Fără să am lucrări acolo. Bun, îmi cer scuze că mi-închipui că și eu fac parte din aceeași populație jenată de acea pasaj. E o dovadă de politețe, dar mai exact. Mult.
De ce s-au desființat liniile RATB spre și din Balotești și dacă am abonament pe aceste linii, acesta poate fi considerat un contract neonorat în baza căruia pot să dau RATB în judecată? Da, dar până să dea RATB-ul în judecată, mai bine e bine jos. Să dea, nu, e bine să dea Consiliul Județean. Pentru că înțelegerea făcută cu Consiliul Județean Ilfov a fost în felul următor, doamne, pe baza unui protocol prin care să plătesc sumele necesare de compensare. Ăsta este un motiv, nu s-au plătit. Mai mult decât atât, de circa 2 ani de zile, noi ne aflăm într-un proces de judecată cu Consiliul de asta pentru sumele care vin din urmă. Vedeți, întrebarea poate n-a fost degeaba, ce se întâmplă cu bugetul RATB-ului. Dacă tot înregistrez pierderi peste tot, ce vreți să fac, doamne? Să nu mai pot să țin pe oamenii ăia de la RATB și să nu mai am circulație în București pentru că aici nu se plătește niciun ban, se merge la futui pomana? E cumva un mai mult joc decât de atâta. Interese? Nu, doamne, nu e niciun joc de interese. Cu firmele care fac maxi-taxi? Nu, doamne, separat. De aceste lucruri și tocmai pentru că spuneam că aici se merge cu iamănene și fără niciun fel de ban, firmele de private care nu aparțin nouă, licitațiile au fost ținute de către Ministerul Transportului, nu mai au încărcătura necesară. Pentru că într-un microbus din ăla nu poți să te urci fără să plătești biletul către București. Și după ce ne-au acționat și aia peste tot în judecată pentru concurență neloială și așa mai departe, s-au convins și ei că am venit în sprijinul oamenilor. Am lăsat mașinile pe unele trasee, doamnă, chiar neplătite, din cauza copiilor care se duc dimineața și vin la în jurul orei 14 de la școală. Și cu asta basta. Oricum, transportul acela e o problemă. Cu siguranță văd că apar întrebări legate în continuare de acest subiect. Așa este. De ce nu se ocupă, de exemplu, asta ține mai puțin de dumneavoastră, merg câte 50 de oameni în câte un microbuz? Asta este partea privată, domnule. Este partea privată și este treaba poliției. Lucrurilor, da. Cum putem prelua locuințele ANL? Ne întreabă în mod repetat unul dintre cei care ne urmărește. Eu mi-închipui că cererile acum să satisfac cereri făcute în urmă cu un an, cu doi ani și așa mai departe. Adică, nu, cred că este vorba, din câte înțeleg, este vorba de cineva care locuiește, probabil cu chirie, într-o astfel de locuință. Trei ani de zile, după trei ani de zile, le se pot cumpăra. Deci după trei ani de zile locuințele pot declarat, fi... Așa a declarat Ministerul Dezvoltării. Când va fi Bucureștiul curat, de exemplu, ca Timișoara? Ne întreabă, cred că 20 oară. Iată, am apucat având să pun în vedere întrebarea că asta. Timișoara reprezintă cam un cartier și jumătate, aprecierea globală la nivelul Bucureștiului este că indicele de curățenie a crescut. Fiecare, din păcate, nu vede decât zonele care nu sunt chiar așa curate din cartier de la ele. Generalizarea cred că nu-și mai are rostul și sunt în stare să stau la dispoziția celor mai esteți oameni care doresc într-adevăr să aibă parte de super curățenie ca să merg cu ei și să le arăt că am dreptate în ceea ce spun. Când încep lucrările la pasarela Ghencea Domnești? Ne întreabă un alt telespectator. Lucrările la pasarela Ghencea Domnești nu încep, doamnă, pentru simplu motiv că sunt exproprieri de făcut pe partea stângă, la ieșirea din București, care reprezintă o dată și jumătate prețul pasarelei. Al doilea lucru este faptul că nu am acești bani pentru aceste exproprieri pe care ar trebui să le fac. Dacă dumneavoastră credeți că din banul public aș putea să dau 3400, între 3400 și 3600 pe metru pătrat, atunci dacă cineva crede, se îndoiește. Eu nu sunt un nebun și știu ceea ce am de făcut în legătură cu banul public, având în vedere că eu răspund de acest lucru. O gară la nivel european, ne întreabă cineva, când o să avem o gară? Nu știu dacă interiorul ei sau cel puțin ceea ce se întâmplă în jurul ei. Doamnă, în mod normal, toate gările au mers în subteran. Intrarea în gările centrale, așa cum este și gara de nord, au mers în subteran. Să obțină mai multe beneficii, o amenajare
deosebită, o legătură directă cu metrou și în același timp spații comerciale necesare actului de călător, acela de navetist sau de... corespundeau perfect lucrurilor astea. Eu nu știu să vă spun când am să îngrop gara, probabil că o să o îngroape domnul Berceanu, dar știu să vă spun că odată cu terminarea pasajului încerc să amenajez, pentru că este deocamdată o idee, un trotuar din ăsta rulant care să meargă până de la pasaj până la gara de nord ca să pot să-mi transport pe cei care au nevoie de și au valize în mână și greutate. Domnule primar, știți că în sectorul 4 se așteaptă de la dumneavoastră Primăria Generală să se introducă apă și canalizare pe străzile din zona Apărătorii Patriei. Știți că avem copii cu giardia și oxiuri de la apă pe care o folosim? Da. Giardia și oxiurii vin de la faptul că multă perioadă în vreme nu se încălzeau filtrele la gradualitatea necesară și nu se distrugeau oastea de la aducția de apă în București în general. 2. Străzile din Apărătorii Patriei sunt prinse în programul de dezvoltare apă-canal, iar lucrările vor începe, așa cum sună multe dispoziții de ale mele, de îndată. Gabroveni și Lipscani au șanțuri săpate din iunie 2008. Când o să se termine? Revine întrebarea. Gabrovenii, Lipscani și Smârdanu. Da, domn, așa este. V-am vorbit despre rezilierea contractului și încredințarea directă. Și cât poate dura acest lucru? În termen de efectuarea lucrării. Păi faceți și dumneavoastră un raport. În trei ani de zile un raport legat de timp. În trei ani de zile, din 14 străzi, s-au terminat 4 străzi și jumătate. Eu n-am să respect acest raport și sper ca sfârșitul anului ăsta să mă prindă cu străzile cele prevăzute, cele 14 străzi prevăzute în acest program, încheiat. Mai avem puține minute, întrebările însă curg atât de repede încât abia apuși să le vezi, sunt o mulțime. De ce nu dărâmați Hala Obor? Ce se întâmplă cu Hala Obor? Că acolo a existat o dispută. Acolo se construiește un mall la dorința primarului sectorului 2, a cetățenilor, am înțeles eu, se desfințează piața și se construiește un mall care va... Piața va fi desfințată cu totul? Păi, dacă apare mallul ăsta care are secțiune separată pentru partea de vânzare, fructe, legume... Va muri că va fi concurență sau va muri că e pe locul, ca să înțelegem, că mall-ul se desfășoară? Și una și alta, pentru că ea s-a restrâns atât de mult încât acum este ca o bandă din asta. Nu știu ce are de gând, să vă spun sincer, domnul primar Onțanu, probabil că o să lase și piața, nu știu, abar n-am. Dar știu să vă spun că acolo se construiește un mall cu toate cele necesare. Legat de Hala Obor ar fi păcat, că este un monument istoric. Eu cred că ea poate fi înglobată în construcția generală a mall-ului și cred că așa ar fi normal să fie. Meșurile, publicitatea stradală, magazinele care distrug fațadele de clădiri istorice, ce se întâmplă cu publicitatea stradală? Doamne, în primul rând trebuie să vă spun că sunt foarte multe, știți că ea este descentralizată, este la nivelul sectoarelor, iar mulți nu au avut bunul simț nici măcar de a lua aprobări de la sectoare. Nu facem altceva decât să rezolvăm definitiv în sensul de demontare a acestor lucruri. Aș vrea să vă spun că în unele zone calcanul caselor arată atât de nenorocit încât credeți-mă că ar arăta Bucureștiul și mai urât decât este el, cel puțin în zonele astea, dar asta nu înseamnă că cât de curând nu vom intra într-o disciplină cu această publicitate stradală, pentru că ea deja a ajuns să ne sufoce cu tot soiul de prostii și de chiciuri. Terenul de lângă parcul Calea Văcărești este o zonă virană, e apropiere de 10 minute de Piața Unirii, câmpul e plin de gunoaie. Da. Acel teren a fost luat într-o concesiune pe aproape 49 de ani de către investitori australieni, care după un timp, din diverse cauze, nu cunosc toate cauzele, au cedat de curând drepturile asupra concesiunii, le-au cedat altora.
Și iar aceștia au venit cu un plan de dezvoltare acolo, de la locuințe până la hipodrom și până la alte utilități, chiar și un par de distracții și de asta. Este în analiza Comisiei de Urbanism și în analiza instituției arhitectului șef. Ce se întâmplă cu intersecția Lujerului? Aveți vreun plan cu ea? Traficul este mereu infernal acolo. Eu cu intersecția am foarte multe planuri. Nenorocirea face că în anul acesta trebuie să închid pasajul Lujerului ca să pot să-l refac. El nu a mai fost refăcut de 20 de ani. Și în, adică a ieșit din garanție, să înțeleg că acum da, și e pe riscul nostru dacă intrăm. Exact. Da, domn. Da, și vorbind foarte serios, caut soluții ca să nu opresc circulația în pasaj, pentru că devine o nebunie, devine o zăbăceală. Deci tot pasajul acesta a ieșit din garanție și în momentul ăsta reprezintă un pericol da. Pentru... IGSICU mi-a spus foarte clar, în primele 5 luni de zile, în primele 6 luni de zile ale anului, dumneavoastră luați o hotărâre, dacă nu le închidem noi. Și până la urmă ce se va întâmpla cu el? Asta aveți se bani? Va întâmpla... Da, am bani, am pus bani deoparte ca să pot să reabilitez. Și în momentul în care va fi blocată circulația și acolo și vine, e și nodul următor după aceea în zona pasajului Basarab. Doamne, gândindu-mă că la sfârșitul mandatului o să-mi ierte lumea toate aceste lucruri care n-au ținut de mine, am să o fac, trebuie să o facă cineva, doamnă, că dacă tot mângâi pe cap și plâng lângă bolnav, mă așez pe pat și plâng lângă bolnav, nu realizez nimic, doamne. Tot a trebuit să-l duc în sala de operație să-l operez. Mutâncii de mutat, asta se întâmplă și aici. Încerc și eu să găsesc cele mai, poftim, asociate drumuri, să găsesc drumuri complementare acestor opriri de circulație. Nu știu cât de bine o să fie. Îmi închipui că nu o să fie foarte lejer și așa nu e foarte lejer. Dar nu pot să stau nici să plâng cu ei că nu se întâmplă nimic în lucrurile astea. De exemplu, dați-mi voie să vă dau un exemplu, doamnă. Există o stradă între compozitorilor. Între compozitorilor. Se cheamă strada 1 Mai. Pe lângă peretele cimitirului, doamnă. Ca să pot să deschid, bă, strada asta nu are decât 900 de metri. Poftim, un kilometru. Nu? N-am decât 3 sau 4 exproprieri pe partea stângă. Vorbesc de drumul Taberii, doamne. Da, acolo știu, unde știu, se întoarce la compozitorilor, exact. Să intre din nou în drumul Taberii. Da. Ca să pot să dau pătrunderea asta în drumul Sării și să eliberez fluxul principal din asta. La fel Bulevardul Timișoara. Bulevardul Timișoara se oprește în Valea Cascadelor și devine Valea Cascadelor, care o ia la dreapta spre ieșirea din București, să mă duc înainte cu el până în centură. Să pot să mă duc, sunt lucruri simple, sunt lucruri pe care încerc să le fac, mai ales în anul ăsta de restrângeri bugetare, nu? Lăsând la o parte celelalte lucruri pe care tot le fac. Ce o să rămână după dumneavoastră de amintit? Poftiți? Ce o să rămână? Foarte multe lucruri, doamnă, foarte multe lucruri. După 12 ani, așa cum vă spuneam, în mod sigur o să... De fapt, știți care e dorința mea, doamnă? Să pot să mă uit în ochii lor pe stradă. Și cum îmi spuneau înainte, bună dimineața, domn profesor, bună dimineața, domn doctor, vă mulțumesc frumos pentru ce ați făcut pentru mine, să mai îmi spună. Păi vreți să vă spun un lucru, doamnă, la sărbătorirea Bucureștiului, după ce s-a terminat cu toate manifestările alea în sărbătorirea Bucureștiului de anul trecut, m-am dus cu câțiva directori de-ai mei și consilieri, m-am dus în centru istoric. Nu apucase ăștia să desfunde străzile atunci, alea le-au desfundat când am plecat eu la Moscova 4 zile. Și mă întâlneam cu grupuri de tineri care plecau din Piața Națiunii. Erau copii de 16-17 ani. Bună seara, era o chestie civilizată pe care am apreciat-o. Bună seara, domnule primar. Și am auzit pentru prima dată în viață din gura unui copil de 16 ani, de 17 ani, vă mulțumim, domnule primar. Nu vă dați seama că făcusem un cord, uite așa, de fericire. Vă mulțumim. Un ce? Unui puști sau unui puștoaice de 16-17 ani nu este caracterizat. Mai aveți probleme ca să vă mulțumească mai mulți tineri, cel puțin partea cu pistele de bicicletă, cu rolele în parcuri, cu cosul câinilor din parcuri, curg în continuare întrebările. Dar sunt conștient de lucrurile astea, dar aș vrea să înțelegeți că sunt lucruri care nu se spun și se fac și sunt lucruri care se fac și nu se spun. Tocmai pentru ca omul să simtă ca ceva normal.
Mai rămâne clădirea de birouri de lângă Catedrala Sfântul Iosif? Doamnă, ea este construită, chiar cu riscul de a se supăra monseniorul din nou pe mine, ea este construită după niște aprobări quasi-legale. Sigur, sunt o serie întreagă, așa cum susține monseniorul. Eu am încercat să negociez acolo, dar se pare că am intrat într-o încercare de conciliat ireconciliabilul. Clădirea, construcției este oprită, domnule. Este oprită de 2 ani de zile. Ba mai mult decât atât, astă iarnă s-a pus problema securizării acelei construcții, pentru că undeva de la etajul 7 în sus, cât s-au mai construit 5-6 etaje, structura metalică nu are nucleu de ciment. Și ferească Dumnezeu, la vânt puternic și asta, se pot întâmpla o serie întreagă de lucruri. Este într-un proces, doamnă, și acest proces va da totuși o dimensiune a lucrurilor. Mai avem parcări tip Dali în București? Da. Din toate parcările, 11 au intrat în administrarea primăriei, sunt parcări publice. Aș vrea să înțelegeți că n-am avut structură, iată că mi-am construit structură. Notificarea este în continuare pe celelalte parcări. Emisiunea se apropie de final. Mai avem o singură întrebare la final, deși sunt zeci și zeci și zeci de întrebări cărora nu am apucat să le dăm răspuns pe parcursul acestei ore. Și o aleg pe cea care s-a repetat în mod... a apărut, cred că, odată la 3 minute. E o problemă. E drept că poate nu la fel de mare ca în ultimii ani. Când or să dispară gropile din asfalt? Doamne, când spui primar, te gândești la gropi în asfalt. Da, doamne, pus în felul acesta, ai senzația că, într-adevăr, asta este cea mai mare problemă. Doamne, spuneam la început, am 131 de străzi acum unde se întinde covorul asfaltic. Am străzi asupra cărora acum, în acest moment, nu pot să intervin, doamnă, pentru că nu am bani și nu am soluție de a ieși din București. Este vorba de Bulevardul Aviatorilor, unde nu pot să torn asfalt, doamnă. Nu am voie să torn asfalt, pentru că piatra este declarată monument istoric, pentru că este pusă pe la războiul de independență și așa mai departe, general prezant și așa mai departe. Acum, când veneam la dumneavoastră, am sărit, dacă aveam mașina decapotabilă, cred că mai întârziam, că rămâneam pe o creacă din ăsta, de un pom. Vă rog altă să credeți că e. Sunt... Știu că trec pe acolo. Nu, doamnă, acum nu am soluție. Nu am soluție putem imediat. Păstra piatra aia, am soluție pentru ceea ce înseamnă mai mult de 85% din București, ca sfârșitul acestei luni să ne apuce cu o circulație normală. Pentru că până la sfârșitul 30, până la sfârșitul anului trecut, doamnă, s-au terminat toate lucrările care erau. Am închis sfârșitul de an așa cum am promis, cu toate lucrările terminate. Acum, ianuarie, februarie, martie, după câte știți, nu se lucrează, doamnă, decât când sunt condiții afară. Acum am obligat... Am văzut că asfaltau pe ploaie niște gropi. Acum am... Doamnă, probabil că era asta de necesitate, da? Erau gropi foarte mari. Chestiunea aruncată cu... Când se vor rezolva gropile din București? Răspunsul va fi niciodată. Nu, domn. Răspunsul va fi că, așa cum și anul trecut, cu condițiile alea de restricție, pentru că eu am găsit lucrările alea, veneau din istorie, le-am terminat și n-am făcut niciun fel de tam-tam. Ci pur și simplu m-am dus în continuare. Deci, în acest moment când stăm de vorbă, au la dispoziție 2 săptămâni să termine toate covoarele asfaltice. Interesant ar fi să văd dacă mă impune întrebarea asta persoana respectivă la sfârșitul acestei luni. O să puteți să vedeți întrebările oricum, vor ajunge toate la dumneavoastră. Am spus că e ultima întrebare, totuși, încheiem. Vreau un răspuns scurt. De câte ori ar trebui să fie mai mare bugetul de care dispuneți pentru a putea duce la bun sfârșit toate proiectele pe care le aveți în plan nu în acest mandat? Condiția. De câte ori? Un ordin de mărime? Doamnă, totdeauna banii sunt bineveniți. Am să vă dau un exemplu. Moscova are 54 de miliarde de dolari. 54 de miliarde înseamnă undeva la 43-44 miliarde de euro. Bucureștiul are 1,5 miliarde. Deci pot să trag concluzia că v-ați dorit de 40 de ori mai mulți bani ca să puteți să... Doamnă, mi-aș dori pentru că toți acești bani în
mandatul meu, în mandatele mele, sper, sigur, doresc să pot să răspund de acești bani și să explic populației că nu li se mai întâmplă așa cum li s-a întâmplat până acum. Unu. Doi. Da, doamnă, pentru că s-a adunat plaja de speranță după anii 90, a fost așa și acum a ajuns așa. Problema este însă alta. Problema însă este că oamenii nu mai au timp. Oamenii nu mai vor să asculte ce va fi peste 2, peste 3, peste 15 ani. Oamenii vor mâine. Asta încerc să le dau. Măcar satisfacția că unele dintre lucruri, nu toate, că n-am cum, doamnă, unele dintre ele se rezolvă peste noapte. Da, ăsta e cuvântul, nu mi-e rușine. Nu se rezolvă oricum. Și nu îl futilizez imediat, s-a dat o culoare sau... Nu, nu. Dar oamenii nu mai au răbdare. De-aia și vorbesc așa puțin, doamnă. De-aia nici nu ies, doamnă, decât în momentul când să le arăt grădinițele ecologice din parc, să le arăt cum arată parcurile. Da, doamnă, și după aia primesc întrebări răutăcioase de genul. Lalelele din Cismigiu sunt de categoria a doua și ăla de la parcuri a plătit categoria a întâia. După ce au înflorit lalelele alea și arată așa cum arată, mă sună și îmi dă că... Eu să știți că vorbesc cu foarte mulți bucurești. Păi nici nu-i cunosc personal. Dă că pe telefon. Și îmi spune, domne, scuză-mă, nu credeau că alea mai înfloresc vreodată. Bine, domnule, să fie păcatul lui dumneata. Am primit un telefon sâmbătă de la un cetățean super civilizat. Domnule, v-am așteptat la primărie. Am înțeles că veniți luni. Nu, domnule, am venit, sunt aici la primărie. Vreți să vin la... Nu, domnule, spune ce te doare, domnule. Care ți-e problema, mama tale? Domnule, zice, să asfaltează în spate la circ, pe Bulevardul Tei. Domnule, între Tei și județului, domnule, ăștia fac noaptea, domnule, asfaltează noaptea. Domnule. Da, domnule, pun covor asfaltic. Bine, ei mi-au spus că nu, dumneata le-ai spus să facă de îndată. Da, domnule, așa sună ordinul, de îndată. Bun, zice, dar nu pot să mă odihnesc cu soția, domnule. Domnule, ce scuze, domnule. Domnule, ce nevastă mea n-a dormit toată noaptea. Domnule, e vorba de picameră, de asta nu. E vorba de freza aia. Domnule, probabil că produc și o serie întreagă. Bun, eu îmi cer scuze. Dar nu pot să mai stau să le fac ziua în amiaza mare, cum vorbiți, pentru că nu pot să le fac. Nu pot să le fac, pentru că atât de multe mașini înseamnă să... Nu? Iar al doilea lucru, doresc ca dimineața când se scoală să plece omul liniștit, domnule, nu să stai acolo ăia să înceapă să-i toarnă smoală în cap și asfalt și așa mai departe, să stropească mașinile. Da, e un nou stil de lucru. Da, noaptea. Noaptea, când noaptea nu deranjează și noaptea merg mai repede. Asupra eficienței putem să discutăm încă 42 emisiuni. O să discutăm, promit, peste o lună, să vedem cât din ce am vorbit până acum. Emisiunea este în fiecare luni, de la ora 12 la ora 13. Peste o lună ne întâlnim din nou cu primarul Sorin Oprescu. Mulțumesc pentru prezență. Vă sărut mâine. Și o să vă transmit toate întrebările celor care ne-au urmărit. Vă sărut mâine. Nu știu cum să fac cu răspunsurile, dar dumneavoastră aveți... Păi le păstrăm, le trimitem noi, pentru că le putem posta și pe pagina noastră. Le trimitem apoi cu răspunsurile respective și acolo unde este cazul și cu datele respective. Ca să poată oamenii să verifice cât în ceea ce spun, că ei s-au obișnuit, că toată lumea, sigur, sunt oricum promite și prea puțin. Sunt foarte multe întrebări la care n-am apucat să răspundem. Ele își vor găsi răspunsul pe pagina noastră de internet și parte din ele la următoarea întâlnire. Am făcut toată deschiderea. Dintr-o cafteală din asta cu sistemul, în general, eu știu foarte bine că nu poți să ieși nici floricică și mai ieși și cu nasul spart și cu o ureche ruptă. Nu contează. Important e ca să am măcar recunoașterea că atunci când am spus că lucrurile se fac așa, așa se fac. Dar observați că mă oferesc și de partea de a fixa zile și luni, doamnă. Pentru că este suficient să nu se termine atunci. Uite, pasajul universității s-a terminat cu 3 zile mai târziu. Pa! Ce a fost în alea 3 zile, nu pot să vă spun. Pot să fiu răuteșoasă că după 3 zile, când s-a terminat, după aia cam alunecai pe acolo? Nu, doamnă, este o impresie. Aș vrea să vă spun că am făcut pariu cu jurnaliștii, doamnă. Nu, doamnă, nu aluneci, pentru că eu mi-am luat măsurile respective astă iarnă. Iar acum nu aluneci nici de frică, decât dacă spui rotile în picioare.
Să sperăm cu rotilele vom merge în parc. Să știți că sunt întrebări. Colegii mei de la Realitatea FM îmi transmit că vă așteaptă pentru două răspunsuri scurte. Noi ne oprim aici. Ne revedem lunea viitoare la videocetul realitatea.net live. Domnule primar, mulțumesc pentru prezență. Salut mâna, domnule.